Salutare, pariu, sunt Sabin și vă prezint un nou episod din Faci Pariu. Săptămâna asta am spart oferta weekendului în două. Vineri am discutat de pariurile pe vineri și sâmbătă, iar astăzi discutăm despre cele pe duminică și luni. Plasez pronosticurile la Magnumbet, partenerul de rândejde al proiectului nostru Faci Pariu. Avem o casă de pariuri cât se poate de serioasă, cu o ofertă consistentă, multe variante de pariere pentru fiecare eveniment în parte, cote mari, retrageri rapide și mega, mega promoții. Și aici vorbim de prima de instalare Magnumbet, free bet, bonusul de bun venit. Deschideți un cont la Magnumbet, plasați primul pariu din banii voștri. Dacă pariul este pierdut, Magnumbet vă dă integral banii înapoi, în limita celor 500 de lei, bani pe care îi puteți paria apoi cum doriți. Tombola tichetelor necâștigătoare, acea promoție în cadrul căreia puteți câștiga cu bilete pierdute la pariuri, premii zilnice și săptămânale constând în rotiri gratuite, bani cash, bani bonus și așa mai departe, iar în fiecare lună luați! Luați un Mercedes, bineînțeles, dacă sunteți norocoși, mai sunt de dat Mercedes-uri până la final de an. O super mașină pe care o puteți câștiga 100% gratuit cu un bilet pierdut la pariuri. Trecem la fapte, adică la ponturi și, bineînțeles, nu pot deschide pronosticurile de duminică, pachetul de pronosticuri de duminică, decât cu derbiul feroviar dintre Rapid și CFR. Se anunță o partidă foarte interesantă pentru că CFR este neînvinsă în ultimele 7 meciuri de campionat jucate. Atenție însă, și Rapid nu a mai pierdut acasă, tot în campionat, evident, tocmai din luna mai. Ce va spune statistica după această partidă rămâne de văzut. Eu aș merge pe o variantă de X, pauză sau final. Programat duminică de la ora 18:30, Manchester United West Ham este meciul care închide runda din Premier League. Nu am avut meciuri foarte spectaculoase între cele două în decursul ultimelor sezoane, dar eu cred că de această dată vom vedea ceva goluri, pentru că ambele formații au arătat foarte bine din punct de vedere ofensiv. În La Liga, Bilbao și Villarreal, învinsele Barcelonei din ultima săptămână, iată ce coincidență, au meci direct pe San Mames. Rămâne de văzut cum se va descurca Villarreal la primul meci fără Unai Emery pe bancă. Eu v-am pregătit pentru această partidă două pronosticuri. Trec în Bundesliga, acolo unde mizez pe cel puțin 3 goluri marcate în meciul dintre Köln și Hoffenheim. Partidă, dacă vreți, cu implicații în bătălia pentru cupele europene. Și în meciul de Ligue 1 dintre Monaco și Angers, cred că se vor marca multe goluri. Aici țin cont și de statistica oaspeților, ultimii clasați cu 29 de goluri deja primite în doar 12 runde. Atenție însă, tot 12 goluri are marcate Angers, așadar avem o echipă foarte spectaculoasă. Ne facem din nou calcule de profit începând cu Liga 1, dacă va fi puțin mai impetuoasă, dacă vreți, decât Botoșaniul acum o săptămână, Hermannstadt poate marca pe terenul Mioveniului. Mă aștept de asemenea ca FCSB să câștige măcar o repriză pe terenul Universității Cluj. FCSB care și-a revenit, ok, în campionat, dar și-a revenit, a urcat din nou în top 6, acolo unde, să fim serioși, îi cam este locuri. În seria avem un Verona-Roma în care pariez pe oaspeți, aici ținând cont și de felul în care s-a descurcat trupa capitolină în deplasările recente. Vorbim de 3 victorii consecutive. Monza-Bologna, în schimb, va fi o partidă echilibrată, poate și închisă. Aici discutăm de un meci între două formații care caută să evite retrogradarea. Nu știm dacă vom vedea prea mult spectacol. Am și biletul emisiunii și pariez pe câteva dintre ponturile deja prezentate. Am Köln Hoffenheim peste 2,5 goluri. Union Berlin cu Gladbach. Gol marcat de Gladbach. Este o oscilantă formația vizitatoare, dar și pe Union o văd ușor scăzând în clasament, coborând câteva trepte. Nu se poate Union să termine acolo în condițiile în care din spate vin Bayern, Borussia și așa mai departe. Încă un pont, Midtjylland cu Odense 1 și peste 1,5 goluri. Midtjylland
Este în continuare angrenată în cupele europene, dar este o aventură deja bună. De acum se concentrează pe campionat unde trebuie să se apropie de partea superioară a ierarhiei. Dragilor, încă un episod de Faci Pariu s-a încheiat. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Vă invit să ne dați un like, vă invit să ne dați un share, vă invit să dați un subscribe acestui canal unde publicăm zilnic ponturile și biletele redacției pariuri1x2.ro. De asemenea, tot pe canalul nostru urmăriți marți, joi și vineri de la ora 8 emisiunea Pariuri Live 1x2, acea emisiune care vă dă pariurile gratuite de 50 de lei plus pronosticuri pentru meciurile care stau să vină. Nu uitați că luni deschidem o nouă rundă de Super 12, vă invităm să participați 100% gratuit, să ne luați banii, 10.000 de lei cash în fiecare săptămână. Ne revedem la începutul săptămânii viitoare, pentru că avem o ofertă consistentă din cupele europene. Până la următoarea întâlnire vă invit să vă deschideți un cont la MagnumBet. Profitați de acel free bet bonus de 500 de lei. Sunt bani buni de luat în această perioadă în care se joacă foarte multe meciuri. Și tot până la viitoarea emisiune vă spun ceea ce vă spun de fiecare dată. Spor la bani și baftă la pariuri!